Prima întrebare de săptămâna trecută de la secțiunea de comunitate, o întrebare pe care desigur că o așteptam, e din partea lui Ovidiu Gabriel și zice: Pace, frate, ce părere ai despre călin Georgescu? Nu m-a întrebat dacă să votez cu el sau cu cine votez eu, dar m-a întrebat de el ca persoană. Ce părere am? Și desigur că are și părți bune, pare un om. Moral, decent, are anumite principii creștine, dar asta nu mă poate face să trec peste părțile rele, da, care sunt multe. Și nu mă refer la faptul că e pro-Rusia sau că ne scoate din UE sau din NATO. Chiar dacă ar vrea asta, un președinte nu are puterea asta. Și nici chiar Partidul Aur, care se presupune că ține cu el, nu l-ar susține într-un asemenea demers. Dacă l-ar apuca o astfel de nebunie. Nu cred că astea sunt problemele lui cele mai mari. Și sper să nu se supere nimeni pe mine, știu că are mulți fani, dar nu pot să mint. Da? Vă spun părerea și experiența mea proprie. Atât. Da? Eu l-am studiat dinainte să fie vedet. Cu o săptămână înainte de alegeri am zis să verific și eu care sunt candidații. E prima oară în viața mea când am făcut asta. Nu m-a interesat până acum politica deloc dar acum am zis să verific care sunt candidații. Da? Și mi-au ieșit în evidență Ana Birceal, Călin Georgescu și George Simion. Ăștia mi-au ieșit cel mai, mult, cel mai, mult, în evidență. Da? În ordinea asta. Da? Primii doi nu păreau să aibă vreo șansă să intre în turul 2. Chiar am făcut un video pe care l-am pus pe privat acum, că nu mai are rost. Da? Nu se a aștepta nimeni la asta. Din sondaje se preconiza o luptă pentru locul 2 între USR și Aur. Și mi-am exprimat clar părerea că cel mai apropiat de valorile creștine e Aur. Da? Că eu n-aș vota cu USR. Da? În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, ascultându-l de mai multe ori, am ascultat câteva ore, am ajuns la concluzia că se dă mai deștept decât este realitate că e conspiraționist și chiar se vede un fel de salvator al omenirii, un fel de mesie. Eu nu știu câți au înțeles, dar el spune foarte clar. Eu nu candidez la președinție. Eu am o chemare din partea lui Dumnezeu. Se încadrează perfect în profilul unui lider de sectă. Are o atitudine și un comportament mesianic. E un manipulator, un seducător. Spiritual și emoțional. Care a reușit să seducă foarte mulți oameni. Prin clipurile de pe internet. Care au fost promovate intens. Da? Și nu e vina TikTok-ului. Pur și simplu. Oamenii l-au promovat. Da? Pentru că au fost seduși. Emoțional, spiritual. Da? Dacă ar fi să descriu în câteva cuvinte ce face el. Asta ar fi. Seducție spirituală și emoțională. Eu asta simt când îl aud. Mă simt manipulat emoțional și spiritual de un lider de sectă. Așa mă simt. Și ăsta e motivul principal pentru care am ales să nu-l votez în primul tur. Înainte să apară la televizor, să-l cunoască toată lumea. Asta e concluzia la care am ajuns eu personal. Da? Ascultându-l. Și fiind foarte obiectiv. Eu nu țin cu niciun partid. n am nicio treabă cu politică. Și în plus nu spune nimic concret. Vorbește numai în pilde și în citate. Și are doar câteva citate pe care le repetă mereu, ca un robot. Dacă l-ascultați, de mai multe ori veți vedea că repet același lucruri, ca un robot. Aceleași citate din Eminescu, din nu știu care, ce a zis ăla, ce a zis Suțea, aceleași citate. Eu personal prefer că atunci când întreb pe cineva ceva să-mi răspundă clar și direct. Nu să-mi citeze pe Eminescu sau pe alții. Nu mă impresionează. Simt că sunt luat la mișto. Simt că omul ăla vrea doar să facă pe interesantul cu mine. Repet, se dă mai deștept decât e în realitate. Și de multe ori aberează. Și chiar și atunci când e prins cu aberațiile, când îi se dau pe față aberațiile, când e prins cu minciuna, nu recunoaște. Eu n-am cum să respect un astfel de om. N-am cum. Și vă dau un exemplu cu Blaga, care nu e predată în școli. Eu m-am uitat la podcastul ăla, repet, înainte să ajungă vedet. În care el spune că Blaga nu e predată în școli. Și întâmplarea face că cel cu care vorbea știa că blaga e predată în școli. Și a zis, un domnule, că blaga e predată în școli. Nu, că n-are cum. O ține pe alui. lui. Niciodată nu recunoaște că greșește. N-am cum să respect un astfel de om. Da. Și măcar dacă și-ar ține părerile astea pentru el. Fără să facă pe interesantul. Dar problema e că omul ăsta e prins în propria lui lume imaginară. Și nu-l scos de acolo. Nu-l scos de acolo. Și de fapt așa sunt toți adepții New Age, spiritismul spiritismului ăsta modern. Ăsta e creștinismul lui. Da. Omul ăsta, de fapt, bagiocorește creștinismul. Amestecă creștinismul cu teoriile astea, nu aici. Hristos e în toți, avem conștiința hristică, ne trezim cu toții, vrăjil din astea de lei. Dumnezeu e în toți. Nu mai zic că citează Iurea din Scriptură și aplică cu atâta aroganță anumite versete la el. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Și aplică el cumva asta la el, că el vorbește. Și el prin cuvânt rezolvă toate lucrurile. Cuvântul e Dumnezeu. Îl bagi jocurește pe Hristos când face asta. Bine. Eu îmi dau seama de asta pentru că îmi cunosc scripturile. Da? Cerul mai mulți oameni poate li se pare ceva. Wow, ce zice. Fenomenal. Eu la am auzit cu urechile mele, citând versete din scriptură și aplicându-le la el într-un mod eronat. Într-un mod blasfemiator. Da. Și, ok, ca și președinte, nu trebuie să știi tu Biblia. Da? Dar nu bagiu în felul ăsta. Nu o aplica la tine în modul ăsta. Nu te crede tu alesul lui Dumnezeu. Și nu încerca să faci pe interesantul doar că citești tu versete din Biblie. Aiurea. Fără nicio frică de Dumnezeu. Da? Orice președinte poate să aibă credințe de Lui, dar să și le păstreze pentru El. Da. Dar e evident că El nu are de gând să facă asta. El are adevărul absolut. El e lui Dumnezeu. Chiar se vede un fel de Mesia și se comportă ca atare. Și nu cred că va înceta vreodată să facă asta. Pentru că el are o mare chemare din partea lui Dumnezeu. Eu n-am cum să apreciez astfel de oameni. Da? Și din ce am văzut, nici măcar la întrebările presei nu vrea să răspundă. El doar face declarații. Spune ce are el de spus și atât. Restul nu contează. Și cu atitudinea asta? ce cu aroganțele astea? Nu răspunde nimănui, nu dă socoteală nimănui, dar el e cu poporul. Și ce înseamnă asta? Partidul meu e poporul. Ce înseamnă asta? O să scrie poporul pe internet ce să faci? Vorbe goale. Da. Se pricepe să le spună oamenilor ce vor să audă. Și oamenii sunt seduși. O să facă ce vrea el, nu ce vrea poporul. O să facă poate și lucruri în beneficiul poporului, dar o să facă ce vrea el. Da. Și din câte am văzut, asta face și cu oamenii de rând. Da. Când îl întreabă ceva, începe cu citate, pilde, da. nu răspunde direct la întrebare, la subiect, schimbă subiectul. Ca și cum, hai mă, lăsați-mă cu prostiile voastre, că eu sunt deștept. Dă ochii peste cap. Faci pe interesant. E foarte ciudat. Foarte ciudat. Da? Se comportă ca un dictator mesianic. Încă de pe acum. Când încă n a ajuns președinte. Da? Vorbește doar ce vrea el, cum vrea el, când vrea el. Da. Dar spune că iubește oamenii și poporul. Când de fapt îi disprețuiește prin astfel de aroganțe. Ăsta e un dispreț față de popor. Dar nu avem ce să facem. Oamenii sunt seduși de vorbele lui. Mari, mărețe, lipsite de substanță. Vorbe goale. Le promite ce vor, le la urechile. Și oamenilor le place. Unor oameni le place. Da. Care au fost ignorați, da? Și acum au găsit pe cineva care le la urechile, îi bag în seamă. Și atenție, asta nu înseamnă că o apreciez pe adversara lui. Să nu se înțeleagă greșit. Pe mine personal nu mă lasă conștiința să pun ștampila pe nimeni. Din diferite motive la fiecare. Da? Fiecare să facă după cum îndeamnă cugetul și după discernământul pe care îl are. Eu mi-am făcut temele, repet, înainte să ajungă Călin Georgescu în turul 2, eu mi-am făcut temele despre el. Am văzut ce pretenție are. Și încă de pe atunci am decis că omul ăsta nu merită votul meu. Da. Fiecare să facă cum dorește, orice s-ar întâmpla, Dumnezeu e în control. Da. Și sper să nu vă supărați pe mine. Am primit o întrebare la care am încercat să răspund cât de sincer pot despre părerea mea. Da? Părerea mea, experiența mea cu el următoarea întrebare, să trecem la întrebări din Biblie, care îmi plac mult mai mult, din partea lui Florin. Fii binecuvântat, frate, întrebarea mea este următoarea. Care este momentul în care începe procesul de mântuire? Ce înseamnă să fii mântuit? Când suntem pecetuiți cu Duhul Sfânt? Și care este manifestarea Duhului Sfânt? De fapt, este un set de întrebări, dar sper că vei răspunde la ele, pentru că eu cred că sunt foarte importante. Sunt. Pentru cei ce sunt la început. Dar și pentru cei care cred că sunt de mult pe cale, dar n-au înțeles aceste foarte importante lucruri. Domnul este te Într-adevăr, sunt mulți creștini care n-au înțeles învățăturile astea de bază, așa cum în creștinism, da? Procesul de mântuire începe în momentul în care crezi cu adevărat Evanghelia. Dacă ar fi să mergem mai departe, începe încă din veșnicii, când Dumnezeu face o alegere. Da. Dar noi vorbim din punctul nostru de vedere. Da. Uman. Începe atunci când credem cu adevărat Evanghelia. Când ne pocăim, ne întoarcem la Dumnezeu și credem cu adevărat Evanghelia. Credem că Isus Hristos a murit la cruce sub mânirea Dumnezeu pentru păcatele noastre. Și Dumnezeu ne socotește perfect drepți înaintea Lui prin credință. Atât. Pentru faptul că ne încredem doar în Hristos. Și atât. Și atunci ești și pecetuit cu Duhul Sfânt. Pentru ziua răscumpărării, spune Pavel. Da? Ești pecetuit pentru ziua răscumpărării. Ți s-a dat o arvun, o plată în avans. Duhul Sfânt e o plată în avans a mântuirii tale de plin. Asta e ideea. Primești Duhul ca o garanție pentru mântuirea ta de plină. Atunci când vei avea și un trup glorificat. Da. Și manifestarea Duhului Sfânt sunt roadele Duhului Sfânt enumerate de Apostolul Pavel în Galatea, în capitolul 5. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Astea sunt roadele pe care le produce Duhul Sfânt într-un om. Da? Și la final am lăsat întrebarea ce înseamnă să fii mântuit, înseamnă să fii salvat. Salvat de la moartea veșnică. Salvat de mânia lui Dumnezeu, adică de dreptatea lui veșnică. A nu se înțelege mânia lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu e nervos, cum suntem noi. A, îi zbunim de mânie. Nu. Mânia lui Dumnezeu e calculată. E dreptatea lui manifestată. Sfințenia lui. Da. E o manifestare a și a dreptății lui. Care se va manifesta într-un mod de plin în iad. În ceea ce noi numim iad. Da? În această pedeapsă veșnică și conștientă a tuturor celor care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu, care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Așa cum a poruncit el, prin credința în Hristos. Da? Deci asta înseamnă să fii mântuit, înseamnă să fii salvat. Înseamnă să fii iertat de păcatele tale, înseamnă să fii eliberat de subsclavia păcatului și într-un final glorificat. Da. Ești iertat de păcatele tale atunci când crezi Evanghelia. Trebuie să crezi că la cruce Hristos a murit în locul tău. Păcatele tale sunt puse asupra lui Hristos și Hristos moare în locul tău. Iar neprihănirea lui Hristos e pusă asupra ta. Asta trebuie să crezi. Și în momentul ăla, ești unit cu Hristos și ești și eliberat de sub sclavia păcatului. Asta nu înseamnă că nu vei mai păcătui. Ești eliberat de sub puterea păcatului. Păcatul nu mai are domnia asupra ta, nu mai stăpânește peste tine. În firea ta pământească, domnește păcatul. Păcatul face legea. Lucrează legea păcatului. Iar Domnul Iisus te eliberează de sub această sclavia păcatului. Și de atunci încolo intri într-un proces de sfințire. Ce înseamnă asta? Vei crește tot mai mult în asemănare cu Hristos. Și creșterea asta nu se sfârșește decât la finalul vieții tale. Când scapi de firea pământească. Și apoi vei învia într-un trup glorificat, ca al Domnului Iisus. Într-un trup care nu mai poate muri. Și vei trăi veșnic pe un pământ nou, în care nu va mai fi păcat, în comuniune perfectă cu Dumnezeu. Pentru asta a fost creat omul. Da? Deci, în esență, mântuirea e o reîntoarcere la acea comuniune pe care o avea omul la început cu Dumnezeu. Iar procesul ăsta începe cu momentul în care ai crezut Evanghelia. Ca Duhul Sfânt să vină să locuiască în tine, tu trebuie să fii socotine prihănit. Altfel, nu poate să vină Duhul Sfânt în tine și ești socotine prihănit prin credință pentru că ești unit cu Hristos și ți se atribuie tot ce a făcut Hristos. În momentul ăla ești socotine prihănit. Când crezi că Hristos a murit la croce, sub mânia lui Dumnezeu, pedepsit de Dumnezeu pentru toate păcatele tale. Doar așa Dumnezeu poate fi îndreptățit să te îndreptățească. Pentru că dreptatea Lui e satisfăcută în Hristos. dreptatea lui cere ca tu să plătești pentru păcatele tale. Dacă nu crezi în Hristos, vei plăti tu. Dacă crezi că Hristos a murit la cruce pentru păcatele tale, El a plătit pentru ele. Trebuie să crezi. Următoarea întrebare din partea lui Darius. De ce s-a mâniat Iona pentru că Dumnezeu este plin de îndurare și că se căiește să facă rău? Iona 4, 1 și 2. Pot spune și învățătura pe care o putem extrage din Iona 4, de la 6 la 11? Da, Iona s-a mâniat pentru că era un evreu care ura neamurile. Nu suporta nemurile. Voia ca Dumnezeu să-i nimicească pe cei din Inive. de nu a vrut încă de la început să meargă să le spună să se pocăiască. Pentru că Iona nu își dorea să se pocăiască. Iona voia să-L vadă pe Dumnezeu cum îi nimicește. Pentru că îi ura. Iar învățătura pe care o putem extrage de acolo, din ce se întâmplă după aia, da? Dumnezeu face un curcubete, dar stați citesc. Da? Învățătura e să ne iubim dușmanii, să nu îi disprețuim. Asta e. Dumnezeu iubește și pe ei. Iona, capitolul 4, versetul 6, da? Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete. Asta era o plantă, ceva. Da? Care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-i facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona. Și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de temânii din pricina curcubetelui? El a răspuns, da, bine facă mânii până la moarte. Atunci și domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească. Și într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu -mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite? Adică oameni care nu aveau discernământ spiritual, dar nu cunoșteau pe Dumnezeu. Și învățătura pentru noi de aici e să ne iubim vrăjmașii. Dumnezeu îi iubește și pe ei. Trebuie să reflectăm și noi în această lume caracterul lui. Să nu fim ca Iona. Care -i ura pe dușmanii lui. Ura neamurile. Da? E exact învățătura Domnului Iisus. Din predica de pe munte. Din Matei capitolul 5. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Și rugați-vă pentru cei ce vă supre și vă priconesc. Ca să fiți fiei Tatălui vostru care este în ceruri. Da? Ca să reflectați caracterul tatălui vostru. Că El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Asta e harul general al lui Dumnezeu. Îi iubește pe toți oamenii. Bineînțeles, pe copiii lui îi iubește cu o dragoste specială. Pe toți oamenii îi iubește ca pe creaturile lui. Da? Dar pe copiii lui născuți din el, din Duhul lui, îi iubește cu o iubire specială. Totuși, la fel cum Dumnezeu iubește pe toți oamenii, tot așa și noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Chiar și pe dușmanii noștri. Chiar și pe niniveni. Da? Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame și. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru obișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Și păgânii și iubesc frații. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Noi trebuie să reflectăm caracterul Tatălui nostru și reflectăm caracterul Tatălui nostru atunci când ne iubim dușmani. Asta e lecția pentru noi, de acolo din Iona. Da? De-aia toată povestea aia cu curcubetele. Da? Dumnezeu a vrut să-i dea o lecție lui Iona, din care să căpătăm învățătură și noi astăzi. Da? Să nu fim ca el. Să nu iubim vrăjmașii, să ne iubim dușmanii. Da? El de-aia fugea de Dumnezeu și nu vrea să se ducă să le predice, să se pocăiască, pentru că știa că Dumnezeu se îndure de ei. Și el, în inima lui, voia să-i nimicească. Că-i ura. Da. Și Dumnezeu îi dă o lecție. Prin care avem și noi de învățat astăzi. Următoarea întrebare din partea lui Vasilii Focșa. Pace, cum interpreteze Ezechiel, capitolul 36 și 37, dacă merge vorba despre Israelul etnic, când a avut loc, sau merge vorba despre Israelul spiritual? Mulțumesc. Nu o să pot acum să trec prin Ezechiel 36 și 37, prin două capitole, da? E vorba de Israelul etnic care avea să facă parte din Israelul spiritual. Sper să nu vă duc prea mult în confuzie, da? Adică e vorba de evrei mântuiți. De evrei mântuiți, de rămășița aceea lui Israel care avea să fie mântuit. Dumnezeu și-a împlinit acele făgăduințe din Ezechiel 36, 37, față de evrei credincioși față de adevărata sămânța lui Avram, nu față de izraeliții etnici, care credeau că sunt copiii lui Avram doar pentru că sunt descendenții lui fizici. Da. Toate acele promisiuni de acolo se împlinesc în nou legământ cu evrei credincioși. Chiar dacă se vorbește acolo de o țară, că vor fi aduși din nou în țara lor, și lui Avram i s-a promis o țară, dar ce citim în Evrei, capitolul 11? El aștepta o patrie cerească. El nu se gândea la Canaanul de pe pământ. Da? Doar că Dumnezeu le vorbește pe limba lor, pe cât puteau înțelege ei atunci, în baza Revelației pe care o aveau atunci. Te vorbește pe limba lor. De vorbește prin niște elemente fizice de o realitate spirituală. Le vorbește într-un limbaj pe care ei să-l poată înțelege. Nici chiar ucenicii de pe vremea Domnului Isus nu înțelegeau lucrurile astea. Și nu le-au înțeles până când nu s-a coborât Duhul Sfânt. Da. Deci toate cele promisiuni se împlinesc în nou legământ, se împlinesc în Israelul spiritual. În patria noastră cerească. un nou legământ se trece de la dimensiunea asta fizică la dimensiunea spirituală. Și am mai dat de atâtea ori exemplu cu Apostolul Petru. În fapte, capitolul 1, înainte de cinzecime, îi vedem pe apostol, printre care era și Petru, că îl întreabă pe Domnul Isus când vei instaura din nou împărăția lui Israel, în vremea aceasta. Și Domnul nu le răspunde, le spune, nu-i treaba voastră. Dar apoi îl vedem pe Petru în epistola lui, că ne spune să așteptăm un cer nou și un pământ nou, Apostolul Petru a înțeles. Asta e împărăția. E una spirituală. E vorba de un Israel spiritual. Noi acum așteptăm un pământ nou. Noi nu așteptăm ca evreii să se întoarcă în țara lor. Nu asta e ideea, da? Și uite, în Ezechiel 36, o să citeți trei versete de acolo, din care reiese foarte clar că Dumnezeu vorbea de nou legământ. Da? Ezechiel 36, de la versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Aici e o referire la nașterea din nou. La ceea ce spune Domnul Isus în Ioan capitolul 3. Trebuie să fi născut din apă și din duh. Vă voi stropi cu apă curată. Eu cred că la, exact la pasajul ăsta se referă Domnul Isus acolo. Pentru că se aștepta ca Nicodim să știe din scripturi. Nu știi din scripturi, da? Trebuie să fie născut din apă și din duc. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un Duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi. Când? Și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Toate astea s-au împlinit și se împlinesc de la prima venire a Domnului Isus până la a doua venire. Acum e turnat Duhului Dumnezeu peste orice făptură. Nu doar peste evrei, ci și peste neamuri. Da. Peste evrei și neamurile credincioase. Fie clar. Trebuie să crezi Evanghelia. Da. Și asta le promitea aici Dumnezeu evreilor credincioși. Da. Lucrurile astea s-au împlinit și se împlinesc cu de evrei aleasă prin har al lui Israel, despre care citim în Roman capitolul 11. Nu toți izraeliții, doar cei credincioși care au crezut și cred în Hristos, vor fi stropiți cu apă curată, vor fi curățiți, da. Dumnezeu va pune Duhul lui în ei. Și asta s-a întâmplat din primul secol și se întâmplă în continuare, până la a doua venire a Domnului Isus. Cu lui Israel, cu evreii credincioși și cu neamurile credincioase. Acum și neamurile au parte de aceste făgăduințe. Da. Și neamurile sunt acum împreună cetățeni cu sfinții în Israelul lui Dumnezeu. Ăsta e limbajul apostolului Pavel în Efeseni Capitolul 2. Înainte n-avea drept de cetățenie în Israel, acum aveți drept. Eu sunt israelit. Fizic, etnic, nu, spiritual. Și cu mine a făcut Dumnezeu lucrarea asta. M-a stropit cu apă curată, m-a curățat, mi-a dat o inimă nouă, un duh nou, a turnat în mine Duhul Lui. Și cu mine a făcut lucrarea asta. Și m-a făcut să păzesc poruncile Lui și să împlinesc legile Lui. E nașterea din nou. Deci toate promisiunile alea se împlinesc în noul legământ. Cu evrei credincioși, cu neamurile credincioase. Pentru cine poate să înțeleagă. Știu că mulți nu pot înțelege lucrurile astea și foarte revoltați. Următoarea întrebare. Din partea lui Bogdan George Bataru. Pace, George, poți te rog să explici Ioan, capitolul 1, versetul 51. Mulțumesc că a anticipat, fi binecuvântat. Unde scrie așa? Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului, adică peste Hristos. Domnul Iisus preia imaginea asta cu îngerii din Geneza, capitolul 28, unde Iacov are un vis. Vede o scară rezemată pe pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Deci o scară care unea cerul cu pământul. Și îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Eu sunt scar. Eu sunt scara care face legătura dintre cer și pământ. Eu sunt cel care aduce împărăția cerurilor pe pământ. Îngerul Dumnezeu aici reprezintă împărăția cerurilor, care se coboară pe pământ. Nu înseamnă că o să-l calce în picioare pe Hristos ca pe o scară, îngeri. Nu asta e ideea. Da. E un limbaj metaforic. Domnul Iisus vrea să ne trimită la visul lui Iacov. Îi spune, eu sunt acea scară care unește cerul cu pământul care unește lumea spirituală cu lumea materială. Eu sunt scară. Da. În grădina Eden, când Dumnezeu a creat pentru prima oară omul, omul era în comuniune perfectă cu Dumnezeu. Da. Lumea spirituală, lumea materială, era în comuniune perfectă. Da. Omul îl vedea pe Dumnezeu. Din momentul în care omul a păcătuit, s-a produs o ruptură. Între cer și pământ. Între lumea spirituală și lumea materială. S-a produs o ruptură. E, Hristos a venit să refacă această relație a omului cu Dumnezeu și această ruptură care s-a produs între cer și pământ. El e scara da, care unește cerul cu pământul. Și el e cel care a adus împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Asta a spus el cât a fost pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru. Dovada că împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru e că i-a scos dracii cu degetul lui Dumnezeu. Asta erau dovezi ale faptului că împărția lui Dumnezeu a venit. Minunile și semnele pe care le făcea. N-a da. venit într-un mod de plin. Acum a venit deocamdată în chip invizibil. Da. La a doua venire a Domnului Isus, unică, vizibilă, glorioasă, nu vine de două ori, cu șapte ani între, da? la a doua venire a Domnului Isus, se va manifesta într-un mod de plin această împărție. Și asta spune și el în pilde. Acum, deocamdată, grâul cu neghina sunt la un loc. Dar la a doua lui venire, a aruncat un foc. Iar cei neprihăniți, cei credincioși, vor străluci ca soarele în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția Tatălui lor. Și în toată această perioadă, Hristos domnește de la dreapta lui Dumnezeu. Asta e împărăția mesianică, promisă în Vechiul Testament, pe care evreii au înțeles-o greșit. Și pe care mulți premineliști au înțeles greșit. Hristos domnește acum. Nu domnește din Ierusalimul fizic, din Ierusalimul ceresc. El e unsul lui Dumnezeu, de la dreapta lui Dumnezeu. Neamurile se răzvătesc împotriva lui. Nu vor să i se supună. Cum scrie în Psalmul 2. Dar Dumnezeu râde de ei. Hey, eu l-am uns. Nu aveți ce să faceți. El e meu. El domnește acum în mijlocul vrăjmașilor lui. Cum scrie în Psalmul 110. La final vine curăță împărăția și doar cei neprihăniți într în împărăția tatălui lor. Bine să facă judecată. Am mai vorbit despre lucrurile astea pe larg, nu e cazul acum. Da. Cum întrebarea era alta. Întrebarea avea legătură cu această scară da, care unește cerul cu pământul. În Colosem capitolul 1, de la versetul 19, exact la această scară face referire și Pavel căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, în Hristos, și să pace totul cu sine prin El, prin Hristos, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Asta înseamnă că Îngerul lui Dumnezeu se sui și se coboară peste Fiul Om. Hristos e scara care a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ și care a venit să unească cerul cu pământul. Cerul cu pământul, atunci când Domnul a păcătuit, au fost despărțite. Adică lumea spirituală și lumea materială. Da. Și el a venit să le unească. Lucrarea lui e deja realizată la cruci. Dar se va manifesta de plin pe pământul cel nou. Sper că s-a înțeles ideea. Da. Și ultima întrebare, cred, din partea lui Andreea. Binecuvântat fi frate George. În tradiția ortodoxilor, Duminica este o zi de sărbătoare în care te odicnești. Ce spune Biblia despre asta? Biblia nu spune nimic despre asta. Biblia spune doar că ucenicii se întâlneau, se adunau în prima zi a săptămânii. Atât spune Biblia. Nu spune că vedeau acea zi ca o zi de sărbătoare sau ca o zi de odihnă, de sabat. Nu. Pur și simplu, aia era ziua în care se adunau. Și bineînțeles că are și o simbolistică aparte acea zi. Da? Aia e ziua în care a înviat Hristos și arată spre o nouă creație, un nou început ziua întâi. De ne adunăm și noi astăzi, majoritatea creștinilor, în prima zi a săptămânii. Nu că ne-a spus Vaticanul, nu că e semnul fiarei. Da. pentru că ziua aia are o simbolistică aparte. Da. E ziua în care am via Hristos. Pe parcursul istoriei creștinismului, eu cred că s-a comis o mare greșeală și acea zi a ajuns să fie numită de unii o zi de sabat sau unii au ajuns să spună că au înlocuit sabatul și că ei se întâlnesc duminica și astfel păzesc porunca a patra. O mare greșeală. Am mai vorbit despre lucrurile astea, am un playlist întreg despre sabat. Cine vrea, îl poate găsi pe canal. Deci, e pur și simplu o zi simbolică, care are o simbolistică aparte. Și de aia creștinii se adună în prima zi a săptămânii. Sper să vă fi fost de folos și aceste răspunsuri, să nu vă fi supărat prea mult pe unii îngăduiți-mă domnul să fie cu voi